Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, stimații telespectatori. Am încercat și iată că avem din nou ocazia să vorbim de acasă. Spun cu respect pentru Piatra Neamț, pentru orașul meu de mulți ani, cel puțin vreo 20 de activitate de televiziune aici. Dați-mi voie să vă spun bun găsit în fața micului ecran și să vă provoc la un dialog cu doi oameni importanți. Spun asta pentru că, pe de o parte, vine acuși campanie electorală, pe de altă parte, vorbim despre activitatea, investițiile și implicarea președintelui Consiliului Județean la nivelul județului Neamț. Spun asta salutându-l pe domnul Ionel Arsenie. Bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Sunt onorat să-l salut pe domnul ministru Răzvan Cuc. Spun domnul ministru pentru că așa vă știe lumea de pe vremea celelalte guvernări. Bună seara, bine v-am găsit! Vă spun și eu și în același timp îngădui să salut și telespectatorii dumneavoastră. Am avut onoarea să participăm la diverse conferințe de presă la Consiliul Județean cu domnul Popa și echipa, mai multe echipe de televiziune de la Iași. Cum ați stabilit, ca să spunem așa, sloganul Fapte nu vorbe? Că acum toată lumea știe că Ionel Arsenie, președintele Consiliului Județean, are multe fapte și nu vorbește mult. Da, sloganul a venit firesc, aș putea să spun, pentru că în cei 4 ani de mandat am încercat să vorbesc mai puțin și să las faptele să vorbească în locul meu. Și asta am făcut în cei 4 ani de mandat. Am implementat proiecte pentru nemțenii mei, așa cum îmi place mie să spun, pentru că noi aici la Neamț suntem o mare familie și suntem mândri, foarte mândri că suntem nemțeni. Suntem locuitorii unui loc binecuvântat de Dumnezeu, un ținut de poveste și faptul că suntem în grădina Maicii Domnului, cum vorbim noi despre zona Târgu Neamț, unde avem o salbă de mănăstiri și un loc plin de energie și de gânduri bune. Am încercat să fac aici la Neamț și am și reușit să fac ceea ce am promis nemțenilor acum 4 ani de zile, că voi reabilita toată infrastructura rutieră a județului Neamț și am reușit să reabilitez peste 90% din infrastructura rutieră a județului Neamț, bineînțeles împreună și cu susținerea domnului Răzvan Cuc aici de față, fostul ministru al transporturilor, care a direcționat, să spun așa, fonduri pentru drumurile naționale. Partea de drumuri județene a fost treaba Consiliului Județean și acolo am implementat peste 140 de proiecte. Gândiți-vă ce înseamnă doar să scrii titlul la 140 de proiecte. Ca valoare, domnul Popa, spune 1 miliard de euro pentru 1 milion de locuitori, de exemplu. Ca valoare, doar pe drumurile județene avem investiții de peste 1 miliard de lei, plus investițiile pe drumurile naționale, plus investițiile în infrastructura medicală din județul Neamț, plus alte investiții pentru persoanele cu dizabilități, pentru oamenii cu nevoi speciale, pentru... Am avut și spun că am avut, pentru că mai e puțin și se termină mandatul de 4 ani, am avut un mandat bun, spun eu, în fruntea Consiliului Județean și pentru asta am hotărât să mai candidez pentru un nou mandat de 4 ani. Am depus candidaturile eu la Consiliul Județean și domnul Răzvan Cuc pentru primăria municipiului Piatra Neamț. Eu sunt onorat că s-a vorbit despre drumul acesta, izvorul muntelui Durău. Știu că aici, dacă e un celebrul izvorul muntelui Durău nu, este un drum al Consiliului Județean. Da, este celebrul drum axial. Un drum pe care toți președinții de Consiliul Județene, când ajungeau să candideze, primul punct la oferta electorală era reabilităm axialul. Un drum închis de peste 20 de ani, închis circulației. Sigur, când a venit și am candidat în fața nemțenilor, și eu am spus, reabilitez axialul. Diferența între mine și cei dinaintea mea e că eu m-am ținut de cuvânt. Și astăzi axialul, cred că în maxim o săptămână, poate două,
este reabilitat complet, după care o să reabilităm și partea de bical, să spun așa, din drumul național până la izvorul muntelui, pentru că este un drum destul de accidentat și de deteriorat, dar l-am lăsat special la urmă pentru că toate camioanele care au alimentat cu bitum, cu materiale, cu tot asfalt, axialul, dacă aș fi reabilitat izvorul muntelui, ar fi fost deteriorat. După ce terminăm axialul, imediat intrăm și modernizăm și partea asta, segmentul ăsta de 10 km și vreau să vă spun că va fi unul din cele mai frumoase drumuri din țară. Dacă vorbim despre axial, dacă vorbim despre DN15, Bicați Poiana Largului, exact, și acolo, se acolo este un drum național pe care domnul ministru Cuc l-a început și l-a implementat, l-a finalizat aproape 85%, dar vorbim acum multe. Acum cu 2 ani, de când s-a început? Nu, drumul DN15 Bicați Poiana Largului s-a început anul trecut, undeva prin luna mai. A început execuția propriu-zisă. Au fost intervenții grele cu niște piloni, am văzut că structura deci eu am făcut o promisiune față de domnul președinte Arsene și față de Nențen, în prima dată în 2017, spre sfârșitul mandatului meu. În primul mandat, în primul mandat de ministru, da. Când am venit în județul Neamț și am fost pe DN15 un drum de importanță economică și turistică foarte mare, legătura practic și între Moldova și vestul țării, cu Ardealul, și am spus că acel drum îl voi moderniza. N-am mai avut timp să fac această alocare de fonduri și destinul, Dumnezeu, a făcut în așa fel încât să am onoarea să fac parte din organizația condusă de domnul președinte Arsene, care m-a susținut foarte mult, pentru că contează foarte mult și când ocup o funcție de ministru, ca echipa politică care o ai să te susțină în adevăratul sens al cuvântului și să primeze interesele cetățenilor, și nu alt tip de interese și tocmai de asta am și reușit, așa cum spunea și domnul președinte Arsene, ca împreună în această echipă să revigorăm infrastructura rutieră și printre altele să apuc și o să-mi țin promisiunea vis-a-vis de Nemțeni cu DN15, un drum care vă spuneam că a început în luna mai 2019, un drum la care s-a lucrat exact cum se lucrează la o autostradă. Mare atenție! Pentru că s-au furat peste 1000 de coloane, se lucrau cu 13 foreze, eu am venit în șantier. Zi și noapte. Am văzut, impresionant. În 6 luni de zile s-a făcut 85%, să vă gândiți așa, 86%. Din octombrie, sau când a fost dat guvernul jos? În octombrie. Din octombrie anul trecut, când mai erau doar 14% de finalizat, deci noi dacă rămâneam la guvernare până în decembrie era terminat și pus covor asfaltic dintr-o parte în alta, ei din octombrie anul trecut, liberalii, n-au reușit nici până astăzi să facă 14%. Probabil sunt marcaje, mă rog, lucruri mai... Nu este vorba de asta, este vorba de răutate și de incompetență. Pentru că în condițiile în care ai banii alocați, ai constructori buni care au lucrat, au constructori locali care au experiență, expertiză, tu să-ți dorești să crești firmele locale, tu le omori în plină perioadă de coronavirus pentru faptul că atâta pot acești oameni de la Partidul Național Liberal. Cum spunea și domnul președinte, lucrarea a fost blocată pe tot felul de, mă rog, lucruri fantastice, aș putea să spun, care le-au închipuite. Da, pe lucruri închipuite, pentru că ei au spus așa, domne, lucrarea aia a fost dată cu încredințare directă, că lucrează o firmă din Neamț. Păi și ce dacă lucrează o firmă din Neamț? Tocmai asta e ideea, să lucreze toate firmele din Neamț, că așa trebuie să ne dorim cu toții. Că nu știu ce ilegalități. Domnule, s-au făcut toate controlele, toate dintr-un capăt la altul și s-a dovedit că acolo a fost totul corect, legal, atribuție corectă, după care au venit și au început să se roage de constructor. Domnule, haideți, vă rog, înapoi nu rezilează contractul. Deci, oamenii ăștia sunt atât de răi, pot să spun, că eu n-am pomenit. Domnule, drumul ăla de DN15 nu-l făcea Arsene pentru... Eu nu-l făceam pentru tata. Tata stă la Grumăzești. Da? Și eu și Răzvan Cuc am înțeles că este un drum strategic pentru județul Neamț și am înțeles nevoia oamenilor de pe Valea Muntelor.
Pentru că au venit, ne-am întâlnit cu toți primarii din da. Zona aia și toți asta ne rugau. Dom'le, vă rugăm frumos din sufletul nostru, încercați să găsiți resurse să reabilitați acest segment de drum. Și domnul ministru a mers la București, la minister, a găsit resursele necesare și așa am ajuns să reabilităm drumul național 15, care n-a primit reabilitare de 40 de ani. Da. Astea sunt lucruri. Mă întrebați de ce, așa, întrebați de ce spun fapte și nu vorbe. Pentru că astea sunt fapte. Despre asta vorbim. Știți, când am deschis inițial emisiunea în seara asta, a spus așa că ne-am întâlnit la diverse conferințe de presă la Iași. Ne-am întâlnit pe vremea când se semnau și se făceau contracte. Da, exact. La semnare eram. Că acum de 9 luni de zile nu s-a mai lansat. Eu vorbesc de infrastructură. Nici un proiect mare pentru România nu a mai fost lansat. Din contră, au fost blocate multe, dar lansate, dat drumul la proiecte, niciunul. Asta spune mult despre modul în care se administrează țara și despre competența oamenilor politici din zilele noastre. Acum, cel mai la modă și cel mai delicat subiect este, și aici sunteți parteneri, Consiliul Județean Neamț și cu Consiliul Județean Iași, la acel spital de la Lețcani. La Agropolis. Mă bucur mult că puneți ce se întâmplă. Că ridicați subiectul pe masă. Este un subiect extrem de important. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, pentru că trăiți în Iași și știți ce se întâmplă acolo. Vorbeam mai înainte de răutate, vorbeam mai înainte de incompetență și vorbeam mai înainte, și o spun cu toată responsabilitatea, de ticăloșie. Dom'le, să ții 20 de tiruri încărcate cu spitalul mobil COVID 10 zile și să nu vii să le faci vama, asta înseamnă nesimțire față de cetățenii acestor două județe care au plătit ca noi să cumpărăm acest spital COVID, pentru că uitați-vă ce se întâmplă astăzi la noi la Neamț, nu mă duc mai departe, nu mai avem puțin și nu mai avem locuri în spital pentru bolnavii de COVID. Nevoia acestui spital a fost extraordinar de mare. Și este în continuare de mare. Dumneavoastră spuneați mai înainte că, domnule, acolo au fost puse tălpi și a fost... Ne-am filmat, turcii mâncau pe lângă mașină cu niște ceva, aragaz, își găteau, își... Pur și simplu, alții n-au putut treacă vama, că au venit mai mulți specialiști, erau vreo 30-40. Echipa care a montat spitalul ăla de turci, în jur de 35-40, au primit viză, atenție, viză, care în mod normal ar fi trebuit să dureze o zi, în 60 de zile. Deci să blochezi un proiect vital pentru oameni, nu vorbim despre altceva, dom'le, un proiect vital pentru oameni, să-l blochezi cu atâta ticăloșie, din punctul meu de vedere, oamenii ăștia n-au cum să fie iertați. Și am convingerea că la vot oamenii o să sancționeze chestiunea asta. Pentru că eu ce am spus, domnule, facem asociere două județe, facem un spital mobil COVID, da? Și în momentul când eu am bolnavi COVID, nu-i mai duc în spitalul județean de urgență, să nu-mi blochez și să las spitalul județean de urgență să poată să vindece bolnavii cronici și îmi duc pacienții cu COVID acolo. Gândiți-vă dumneavoastră că de cel puțin 2 luni jumătate noi suntem cu spitalul, turcii au rezolvat treaba să-l pună și instituțiile statului român prin... Ce mai trebuie? Avize, probabil, DSP, avize, mediu... Vamă, da. Vize, doar să nu-l facem, doar să nu-l facem. Vreau să le dau o veste proastă. E aproape gata. Și o să-l facem. O săptămână? Într-o săptămână, maxim 10 zile, se termină de montat toată aparatura medicală. Este montat spitalul, aparatura medicală va fi montată și... Nemțenii și ieșenii vor putea să beneficieze de un spital, atenție, un spital dedicat COVID la standarde internaționale. Deci o să vedeți când o să fie inaugurat, să veniți și o să filmați, sigur. Și pentru acest lucru
sunt mândru că am luat decizia asta să investim într-un spital COVID împreună cu domnul Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași. Știți că e tot timpul ținta competitorilor. Da, asta vă spun. Locali. Asta vă spun. Mai puțin că sunteți la neam, dar asta vă spun, ei nu înțeleg nevoia și ei nu înțeleg că o chestiune de genul ăsta nu poate fi tratată politic. Aici vorbim de o chestiune, de o investiție vitală pentru oameni. Da. Noi am filmat, cred, și o conferință de presă a domnului ministru Nelu Tătaru, care s-a făcut în fața amplasamentului respectiv. Fața și poți. Am văzut și declarațiile făcute acolo la cald, cum că n-au fost primiți în incintă și iarăși a fost o polemică. Presa n-a știut și să mai înțeleagă. Nu, cum e, domnule ministru, disputa asta la nivel național? Pentru că asta a fost de nivel național. Eu vreau să vă spun ministrul sănătății. Eu m-am uitat foarte atent la subiectul crizei de coronavirus în această perioadă și am văzut foarte multe bâlbe din partea guvernului. Am văzut la fel că au încercat să facă un spital mobil undeva în amplasamentul centrului de la Ana Aslan, după aceea l-au mutat. A fi invidios pe cineva care reușește să facă un spital, un astfel de spital, pentru că ce s-a cerut tot timpul, dacă vedeți ce cere și populația? Oamenii sunt debusolați, oamenii au afecțiuni cronice. Noi de 7 luni de zile trăim această criză de coronavirus și nu se mai tratează nimeni decât dacă e bolnav de coronavirus. Ceea ce spunea domnul președinte mai devreme are o logică profundă în sânul oamenilor care își doresc să se ducă, să-și ia o rețetă, să-și ia tensiunea, să-și facă... Au nevoie de ilo, nu mai vorbesc de cei care au nevoie de dializă la rinic și așa mai departe. Ori a venit și a încercat și ce se întâmplă. Eu am constatat asta pe toate proiectele pe care Partidul Social Democrat le-a lansat de când a fost la guvernare și acum, în continuare, uitați că la nivel local se generează proiecte de o valoare și o însemnătate foarte mare. Orice om logic și cu caracter ar pune umărul să ajute la acel proiect. Adică în condițiile în care tu ai criză de coronavirus, ne amintim, în luna martie nu erau măști, nu erau combinezoane. Medicii săraci nu știau ce să mai facă și cum să se protejeze și pe ei să protejeze și pacienții. Pe în condiții care îți vin două consilii județene și te ajută să iei acest spital și să-l implementezi. Păi eu în locul unui dătar nu mă duceam să fac scandal în fața la intrarea acolo și să spun că nu mă primește. Știți ce făceam? Stăteam la vamă și făceam eu cu domnul ministru de la interne și cu domnul ministru al finanțelor Câțu, care am promutat 100 de miliarde și nu știm pe ce s-au dus banii, în afară de combinațiile lor cu șepți, cu măști și cu combinezoane și așa mai departe, stăteam să fac vama la camionerele și dădeam și afară toți vameși care nu-și făceau treaba. Dar vedeți? Care e reversul medaliei? Reversul medaliei este următorul. Ce zic ei? Domne, uite ăștia doi președinți de Consiliu Județene, domnul președinte Arsine și domnul Maricel Popa, domne, fac ceva pentru popor. Ei sunt incompetenți și nu poate să facă. Și atunci ce fac? Blochează. Eu cred că este vremea să ne trezim cu toții la realitate, să nu mai credem în mesajele astea PSD-ul e de vină. Nu. De 9 luni de zile, țara este condusă de PNL. De domnul Orban și de guvernul domnului Iohannis, că și-a avut guvernul lui. Acest guvern trebuie să confirme în fond și la urma urmei niște rezultate. Că eu văd așa, economic, țara s-a dus în jos. Sistemul Horeca o ia în jos. Cu școlile nu știm când vor începe, cum vor începe. Aflăm tot timpul că sunt cazuri, numărul de cazuri este în creștere. Și vă spun un lucru, intervenția politicului în această criză este foarte mare. Noi trebuie să lăsăm specialiștii să se ocupe. Administrațiile locale, administrațiile centrale trebuie să vină ca un suport pentru specialiști. Că să știți, poporul a fost foarte ascultător și a ascultat de ce au spus specialiștii. Dacă îmi vine domnul Iohannis și ne spune că e o gripă banală, după aceea vine Guran de la Dâmbovița sau nu știu de unde, domnule, e o gripă care se vindecă în 2-3 zile. Pe ce să mai înțelegă? Ei văd pe primul ministru că stă și bea whisky și fumează în cabinetul de la Palatul Victoria. Președintele României umblă fără mască pe la Bruxelles și zice că aduce foarte multe fonduri europene, dar nu vede nimeni fondurile alea. Păi, haideți să vedem, că vorbeam de fapte. Păi, faptele se văd, oamenii construiesc. În acest context național, care e clar, e o polemică și chiar luptă politică foarte acerbă și foarte vizibilă. Din păcate. Trebuie să ne descurcăm pe local. Pentru că pe subiecte de genul ăsta, cum e cel cu spitalul, aici n-are ce să caute politicul. Doar că ei au abordat politic chestiunea asta. De ce? Pentru că din punctul meu de vedere guvernul Orban s-a făcut de râs în gestionarea acestei pandemii
și au spus, domnule, dacă noi n-am reușit un guvern să cumpărăm 100 de ventilatoare sau nu știu cât, păi ce să zicem noi că doi președinți de Consiliul Județene au reușit să achiziționeze un spital COVID cu 250 de paturi, 100 de paturi terapie intensivă dotate cu ventilatoare, cu monitoare, cu tot ce trebuie, cu tot. Și atunci au zis, bă, ca să nu facă ei, hai să-i blocăm din toate punctele de vedere. Doar că, încă o dată, le dau o veste foarte proastă pentru ei. În maxim 10 zile, spitalul va fi funcțional. Mă aștept ulterior să ne pună tălpi cu avizele, cu Dumnezeu mai știe ce. Aud pe la unii că le... Personalul care trebuie angajat acolo. Aud pe la, că le dă prin cap la unii liberali de pe la Neamț, Doamne ferește, sper să nu fie adevărat, că vor să-l pună manager acolo pentru că spitalul va intra sub administrarea Ministerului Sănătății, pe cel pe care l-am demis eu de la spitalul județean Piatra Neamț, pe domnul de la pompe funebre. Eu îi atenționez public și îl atenționez public pe ministrul sănătății. Îl atenționez public pentru că l-am sunat și atunci când l-a pus la Piatra Neamț și nu m-a ascultat. Îl atenționez public că dacă pune manager pe domnul de la pompe funebre, pe care eu l-am demis de la conducerea spitalului județean de urgență din Piatra Neamț, domnule, mă duc acolo la poartă și stau acolo și nu las să intre. Deci nu poți să fii atât de irresponsabil și să ajungi să politizezi până la femeia de servici. Nu se poate așa ceva. O prigoană pe directorii de școli, pe profesori, pe toți din administrație, care nu-i cu noi, pleacă acasă. Așa ceva n-a fost niciodată. Niciodată. Da. Mai multă agresivitate, foarte multă agresivitate. Aș vrea să, în maxim 20 minute sau cât mai avem noi de vorbit, să revenim la proiectele județene și municipale. Pentru că, iată, avem aici un om, lumea o să spună, dar ce caută domnul ministru Cuc să vină la Neamț să conducă el administrația locală? Și ar trebui să vorbim despre proiecte. Haideți să vă spun eu ce caută atât ministru. Atât locale cât și județene. Sigur. Întrebarea asta mi-au pus-o și colegii ai mei, din organizație și cetățeni. Și le-am răspuns simplu la toți. Eu am încercat și vreau să facem la Neamț, la primăria municipiului Piatra Neamț, administrație eficientă. Vreau să facem un management gestionat așa cum trebuie. Și din punctul meu de vedere, cel mai bun manager pe care eu l-am întâlnit vreodată în implementarea proiectelor este domnul ministru Răzvan Cuc. Pentru că Piatra Neamț are nevoie de dezvoltare. Piatra Neamț are nevoie de proiecte serioase. Piatra Neamț nu trebuie să mai stea să se gândească în fiecare lună cum să-și plătească ratele la bancă. Chestiunea asta trebuie să o închidem imediat. Răzvan Cuc este omul potrivit care știe să implementeze proiecte, știe să genereze locuri de muncă, știe cum trebuie să dezvolte o administrație serioasă. Pentru că asta vrem să facem la Piatra Neamț. Să facem o administrație pentru cetățean. Că vorbim de centura ocolitoare a municipiului Piatra Neamț, că vorbim de drumul expres Piatra la profil de autostradă, pe care tot domnul ministru Cuc a semnat contractul Piatra Neamț-Bacău, sunt lucruri extrem de serioase. Iar domnul ministru Cuc vine în fața pietrenilor cu un proiect serios, cu un proiect care se va desfășura în următorii 4 ani de zile, cu o nouă viziune de a face administrație, pentru că asta avem nevoie, și a mai spus-o, așa cum multinaționalele caută manageri de top din toată lumea, și de ce fac asta? Pentru că vor să facă profit. Asta vrem să facem și noi la Piatra Neamț. O administrație eficientă, să avem un primar gospodar, muncitor. I-am spus domnului ministru Cuc, domnule, după ce te duci în primărie, te sufliți repede la mâneci, costumul mai iei doar când te duci la nuntă, în picioare cizme, casca pe cap și în șantiere. Pentru că Piatra Neamț a fost văduvit în ultimii 8 ani de zile de ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii. Iar aici trebuie să recunosc, domnul ministru Cuc este specialist. Sunteți inginer de profesie? Nu, economist. De profesie. E justificat. Un economist își chibzuiește banii și vede profitul și investiții. Un economist, dar am lucrat foarte atent cu foarte mulți ingineri buni ai acestei țări. Și am văzut din punct de vedere tehnic și calitativ cum trebuie să arate niște proiecte care să se implementeze, care să aibă un început și o finalitate corespunzătoare. Și așa cum spunea domnul președinte Arsene, dacă nu avem infrastructură, nu putem avea dezvoltare economică și implicit să avem un aport de bani.
Vedeți, dumneavoastră, eu cred că un manager bun trebuie să mai aibă și o altă calitate pe care eu am văzut-o și la dânsul și o văd și la mine. Viziune. Noi în momentul când am lansat anul trecut cu domnul președinte, eram aici, îmi amintesc, în luna, la începutul lunii martie. Eram la Consiliul Județean. Cred că prima vizită a mea pe care am făcut-o în calitate de ministru a fost la Piatra Neamț, la Județul Neamț, la Consiliul Județean. Și atunci vorbeam de drumul expres, de care a amintit și dânsul mai devreme, Piatra Neamț-Bacău, un drum expres nou, un obiectiv nou la profil de autostradă, care era necesar, pentru că noi ne-am dat seama că dacă vrem să dezvoltăm din punct de vedere economic județul și implicit și municipiul, care dacă el la momentul acela era administrat de o altă forță politică, nu contează, noi nu pedepsim oamenii, noi ajutăm oamenii. Și vorbeam atunci și docentură, mă rog, ne-o s-a găsit un corespondent foarte bun la primăria municipiului Piatra pentru acest obiectiv, dar am lansat drumul expres. Acesta este și una dintre prioritățile pe care le voi avea dacă mă ajută Dumnezeu și electoratul să ajung la primărie în mandatul de primar. Pentru că legislația în momentul de față ne permite ca drumul expres să luăm la nivel de administrație locală, adică Consiliul Județean, în parteneria cu primăria. Totodată vom lansa și centura municipiului. Astea două proiecte împreună, pentru că primăria are o forță, dar împreună Consiliul Județean avem o forță teribilă. Pentru că dânsul are și o echipă foarte puternică pe fonduri, are și puterea financiară mult mai mare decât a primăriei și împreună cu know-how pe care l-am și eu de la Ministerul Transporturilor și cu conexiunile, relațiile care mi-au rămas la nivel de capitală pentru a ne asigura că implementăm aceste proiecte, eu sunt convins că le vom implementa. Este o ofertă serioasă, matură și responsabilă. Foarte mulți vorbesc de obiectivele astea, niciunul nu a implementat în viața lui, cum să vă spun eu, dintre ceilalți contracandidați, nu știu, n-au construit un butic. A construi o centură și a face un drum expres necesită multă implicare și cunoștințe mai ales. 3. Dacă dezvoltăm infrastructura, în momentul în care am dezvoltat infrastructura, automat se dezvoltă și mediul economic. Un al treilea proiect de care vorbeam este construirea unui nou parc industrial, care să deservească, să creeze locuri de muncă, să aducă plus valoare. Pentru că în finalul zilei primarul trebuie să facă un lucru, primarul trebuie să știe să aducă bani. În momentul când ai bani, faci și investiții. Și dacă tot vorbim de aportul de bani, un lucru care mie mi se pare că nu a fost exploatat destul de mult la nivel de municipiu, în schimb la nivel de județ s-a dezvoltat, este vorba de turism. Noi trebuie să ne adaptăm și să depășim handicapul care îl avem pe Piatra vis-a-vis de promovarea turistică și să ajungem la nivelul județului, pentru că județul este vizitat, Piatra nu este vizitată. Piatra are niște posibilități colosale de dezvoltare și de integrare, niște circuite turistice, aici se pot face foarte multe evenimente care să atragă foarte mulți turiști. Avem cel mai bun, ca să vă spun așa, aport natural. Avem Cozla. Cozla în 1924, datorită izvoarelor de apă minerală, de apă termală și tot beneficiul, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu structura. Asta era denumită, Piatra era denumită Perla Moldovei. Și vorbesc de acest lucru și îl repet, nu este un slogan electoral, dar am ambiția mea și dacă, repet, dacă mă va ajuta Dumnezeu, am ambiția mea să când voi vorbi de orașul meu, de orașul Piatra, să vorbesc, domne, veniți în Piatra să mergem pe Cozla, pe cel mai modern centru de tratament și spa, nu din România, ci din Europa, care să concureze cu alte stațiuni care au același tip de activitate ca și Piatra. Acest lucru se poate face. Deci vorbesc de o ofertă cu 4 proiecte. O proiecte în care vor genera valoare economică, valoare socială, valoare turistică și toate astea sunt realizabile, pentru că de data asta dânsul va avea un partener onest, responsabil. Și împreună vom implementa proiectele, pentru că cred că și domnului Arsene a fost greu în perioada anterioară să nu aibă un omolog la primărie cu care să vorbească. Vă spun, anul trecut și nu numai, bine, eu vorbesc de anul trecut că am avut funcția de ministru. Moldova a avut o șansă foarte mare și vorbesc de Moldova, nu neapărat de județul Neamț. Pentru că domnul Arsene a fost unul dintre oamenii care a militat pentru dezvoltarea infrastructurii din estul țării, din partea Moldova. Din Moldova. Da. Nu a venit să... Și nu, cum să vă spun, nu făcea lobby doar pentru investiții în județul Neamț. În permanență mă întreba cum merge parteneriatul public-privat Târgu Neamț-Iași. Că știți foarte bine că la finalul mandatului
erau 4 oferte depuse, iar Ludovic Orban, acest șomer care s-a trezit prim-ministru peste noapte, și scuzați-mă, eu de obicei, să știți că respect oamenii, indiferent, dar o spun când m-am uitat cu câtă bucurie a spus, puneți capăt proiectului de parteneriat public-privat Comarnic-Brașov și Târgu Neamț-Iaș. La Comarnic-Brașov eram în buză să semnăm contractul, iar aici trebuia decât să selectăm firmele. Și acum dă gard în gard și spune, domnul, să facem tot parteneriat public-privat pentru autostrăzi. Păi de ce, cât de ticălos să fii să omori un proiect care se putea realiza, ca după aceea să spui că vrei să iei în aceeași modalitate. Deci de asta vă spun, mi-aș fi dorit și cred că cel mai simplu lucru pe care îl aveau de făcut acești indivizi era să urmeze proiectele pe care le-au primit moștenire. Și să știți că România și 9 luni avea alt traiect, dar nu pot. Revenind, Piatra are șansa să se dezvolte. Cred că este momentul să punem punct la ce a fost și să avem un nou început, un nou început în care să o dezvoltăm ca și oraș, Piatra. Și totodată vreau să vă spun că vreau să uităm un pic de mediul ăsta, de modul în care s-a făcut administrația la Piatra până acum. Adică oamenii trebuie să se mulțumească cu o bancă în fața blocului. Oamenii trebuie să aibă pretenții foarte mari. Banca, iluminatul, șoselele din oraș. Asta e în atribuțiile curente de zi de zi ale primarului, ale primăriei. Asta trebuie să facă, pentru astea ați plătiți din banii oamenilor să facă. Nu este niciun fel de realizare, că au de multe ori, domne, am pus 3 bănci și să fie mulțumiți că le-am pus 3 bănci. Oameni buni, mie mi se pare asta o bătaie de joc vis-a-vis de cetățeni, de cetățenii orașului. Dacă vrei să te lauzi că ești un primar bun, dezvoltă economic, fă infrastructură, dezvoltă turismul, fă locuri de muncă. Știți că în Piatra este unul dintre cele mai mari impozite la clădirile nerezidențiale, pe cum să vină investitori când ei plătesc mai mult decât plătesc la Cluj? Așa atragem noi investitori. De asta vă spun, trebuie să se schimbe mentalitatea, modul de lucru, ca în final să realizăm obiectivele pe care ne le-am propus. Cred că în 2004 au fost cumva primar și președintele Consiliului Județean care comunicau că și Iașul și Piatra Neamț are această povară, ca să spun așa, să nu existe colaborare între cele două instituții. Eu am avut deschidere, pentru toți primarii din județul Neamț, indiferent de culoarea politică. Am colaborat foarte bine cu primarul Romanului. Am implementat împreună proiecte. Am luat Casa Celibidache din Roman la Consiliul Județean, pentru că administrația, domnul fost primar Leureanu, 3 mandate, n-a reușit să reabiliteze acest obiectiv extrem, extrem de important pentru romașcani. Am luat-o la Consiliul Județean și acum o implementăm noi prin Compania Națională de Investiții. La fel și cu edilul de la Piatra Neamț. Am încercat să avem o colaborare corectă, eficientă, în interesul pietrenilor. Mă rog, n-a fost să fie, de-aia îmi doresc ca în următorul mandat să am un primar la Piatra Neamț cu care să pot să dezvolt proiecte și să pot să implementez proiecte necesare de altfel pietrenilor. Și așa cum spunea și Răzvan Cuc, nevoile municipiului Piatra Neamț sunt mari. Problemele municipiului Piatra Neamț sunt foarte mari, pentru că fosta administrație a făcut investiții extrem de proaste. Investiții care astăzi, mă rog, duc în spate niște credite. Încă mai avem de plătit, nu? Mulți ani, mulți, încă 20 de ani. Din păcate, investiții foarte proaste, care nu sunt eficiente, care n-aduc nici plus valoare, nici măcar turismului. Și vorbim de telegondolă care în afară de o lună, două ani se plimbă singură, pârtie de schi la soare când nu pot să o folosesc. Exact. Și vorbim de investiții foarte proaste. Ori Piatra Neamț, dacă ne uităm la infrastructura rutieră, în primul rând, e aproape pusă la pământ. Astea sunt chestiuni care trebuie făcute urgent, da? Pentru că nu-i posibil să ai în Piatra Neamț în anul 2021 străzi de pământ. Nu-i posibil să ai cetățeni defavorizați, ai soarte, care trăiesc în niște condiții nedemne de secolul 20. Astea sunt chestiuni pe care tu, ca primar, trebuie să le vezi imediat și să încerci să găsești soluții imediate pentru ele.
De-aia spun și am spus-o mereu că am nevoie de un partener la Piatra Neamț, un primar cu care eu să pot să implementez proiecte pentru municipiul Piatra Neamț. Și am convingerea că pietrenii vor cântări foarte bine oferta electorală, vor vedea că nevoia municipiului Piatra Neamț îi de a pune acolo un om care știe ce trebuie să facă și care se apucă de treaba a doua zi. Nu un om care habar n-are cum se face administrație și ce trebuie făcut în primărie și îi trebuie un an, doi să se dumirească despre ce-i în fișa postului. Nu, Răzvan Cuc știe ce trebuie să facă în prima zi când a intrat în primăria municipiului Piatra Neamț. De-aia am nevoie de parteneriatul ăsta să pot să ajut și municipiul Piatra Neamț, așa cum am făcut în tot județul. Aveți și în celelalte orașe parteneri? Da, la Roman, avem un candidat foarte bun, fostul inspector general Viorel Stan, profesorul Viorel Stan. A fost parlamentar? Actual deputat. Da, care face o echipă foarte bună și redutabilă cu primarul Romanului, care a venit la noi pentru că a înțeles domnul Micu, socialdemocrația și echipa pe care eu la nivel de județ împreună cu colegii mei o facem, e echipa care e mult mai apropiată de oameni decât ceea ce fac oamenii ăștia liberali. Din păcate, pentru el, și îmi pare foarte rău să o spun, n-a fost lăsat să candideze, dar va fi într-o echipă cu Viorel Stan acolo la Roman și proiectele pe care primarul Micu le-a implementat la nivel de primăria municipiului Roman vor fi continuate împreună de Viorel Stan cu Lucian Micu și cu toți colegii mei de acolo. Avem candidați buni și foarte buni în orașele județului și la în toate comunele. La Târgu Neamț și Vicanț aveți primarii PSD. La Târgu Neamț îl avem pe Vasilică Harpa, un om cu la carte de... Mandat, Al treilea. Un om cu o carte de vizită impresionantă și cu realizări foarte bune. La Bicaz îl avem pe domnul Sălăgean, fostul director actualul primar, un om de o moralitate și de o ținută impresionantă. Iar la Rosnov vrem să mergem cu Ciprian Șerban, colegul nostru deputat fiind, da, în Parlamentul României, pentru că Rosnovul, din păcate, Rosnovul a rămas mult în urmă din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al investițiilor. Ciprian Șerban este un tânăr de mare viitor în administrație și o să mai auziți de el. O să facă o administrație eficientă și bună. Voi reuși să fac cu Ciprian Șerban la Rosnov în scurt timp să începem să rezolvăm problemele Rosnovului. Și dacă tot suntem la ceea ce vrem să facem, eu ca președinte de Consiliul Județean am câteva proiecte importante pe care vreau să le implementez într-al doilea mandat. Vreau să construiesc aici la Neamț primul spital județean de urgență nou din România. Va fi cu clădire, cu tot? Deci tot de pe iarbă verde. Acum lucrăm la studiul de fezabilitate. Avem 20 de milioane puse deoparte pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și va fi primul spital județean de după Revoluție, construit nou de pe iarbă verde din țară. Este o ambiție a mea. Ce zonă? Este aici, în Piatra Neamț, va fi. Este o ambiție a mea și, de regulă, eu sunt un om extrem de ambițios și dacă îmi pun ceva în cap, pentru mine nu există nu se poate. Nu există nu se poate, există doar să nu-ți dorești suficient de mult. Iar promisiunea mea și parteneriatul meu cu nemțenii de aici începe, cu promisiunea că voi, în al doilea mandat, voi construi un spital județean de urgență nou, voi construi la Târgu Neamț cel mai mare parc de distracții din estul Europei, Creangălen, sper că ați auzit de el, am lucrat și cu Universitatea din Iași pe partea de să spun așa, căutarea unui nume adecvat pentru
va fi un parc de distracții pe 60 de hectare, similar cu cel din Italia de la Gardaland, cu Disneyland, în care vor fi parc de distracții, sat de vacanță, hoteluri, restaurante. Poate un take cu ceva, o pupăză, două. Pe 60 de hectare, cred că încap găsit, că și două pupăze. Cred că încap și două pupăze pe 60 de hectare, da. Sunt proiecte ambițioase, proiecte de bani mulți, pentru că proiectul de la Târgu Neamț, care trece ușor de 100 și ceva de milioane de euro, va fi un proiect care va ridica din punct de vedere turistic nu doar județul Neamț, toată regiunea. Sigur, toată regiunea. Mănăstirile, cetatea Neamțului, iată. Tot. Și de-aia spun că, domnule, când venim în fața oamenilor și le cerem votul, trebuie să venim asumați, în primul rând, și conștienți că oamenii ne cântăresc oferta electorală. Și oamenii poate o să se uite și o să zică, domnule, hai să vedem omul ăsta, X, politician, Y, bă, ce ai făcut tu? Exemplu de bună practică, ce am făcut? Ce ai făcut? Ai făcut ceva sau n-ai făcut? Ce a făcut Răzvan Cuc? Domnule, a făcut? Și eu spun, da, a făcut. Și vizibil, toți nemțenii care merg pe drumurile naționale văd drumuri reabilitate frumoase cu bani de la Răzvan Cuc. Da, cu bani de la ministrul Răzvan Cuc. Da. Astea sunt lucruri palpabile. Nu vorbim de vorbe, cum povești, zice moldoveanul. Exact. Haideți așa, ca finalul dialogului nostru, să încheiem cu un mesaj. Acum, bine ați venit la Neamț, eu da, sunt nemțean, dar și ieșean și iarăși nemțean. Nemțenii sunt cumpiți de spirit ăsta patriotic, să fie omul nostru, să fie păscut vaca împreună, cum zicem noi la țară. Acest argument îl puteți veni și contrabalansa cu felul de a fi al lui Răzvan Cuc, cu ceea ce ați făcut ca investiții. Dar totuși un mesaj trebuie să aveți pentru unii care mai pun semne de întrebare, băi, nu-i de-a nostru, a venit din altă parte. Ceea ce, din câte am înțeles în dialogul de astăzi, poate fi ușor combătut, ca să spunem așa, pe de-o parte. Pe de altă parte, glumind îi spuneam lui Răzvan Cuc, Răzvan, las că o să ții nevastă de aici, din Piatra Neamț, și astfel devii nemțean. Nu cred că e nevoie să răsoare babele, cum spunem noi, la, după cum îl văd eu pe domnul ministru. Dar ne cerem scuze că încercăm să vă însurăm deja. Da, da. Nu e o idee. Vă însurăm cu oraș. Dacă se vă votez din popor, vă însurăm cu orașul și cu orășenie. Da. Poporul trebuie să vină la vot și să aibă încredere că eu, prin ceea ce am făcut și ceea ce voi face, am făcut și, repet, voi face lucruri mai multe decât au făcut alții care sunt deloc de aici. Pentru că eu cred că un lucru definește un om. Și acel lucru este puterea de a-ți ține cuvântul și de a-ți menține promisiunea. Eu, când am venit în funcția de ministru, am promis niște lucruri și m-am ținut de cuvânt. Aș vrea să văd și alții care au avut funcții contra candidații mei ce au făcut concret, că eu pot să etalez tot ce am făcut și pot să-i asigur că am determinarea și supravegherea necesară, și aici am uit spre domnul președinte Arsene, ca ceea ce am spus, aia voi face, voi implementa proiectele, voi dezvolta Piatra, fiindcă și eu am orgoliu meu ca în momentul când mă voi întâlni cu alți colegi din țară primari, să spun și eu, bă, veniți la Piatra, cam cel mai frumos lucru, veniți să o vedeți, pe care l-am făcut. Asta este dorința mea, pentru că altfel, vă spun un lucru, dacă nu vor vorbi faptele, eu sunt un politician tânăr. Eu peste 4 ani voi cere din nou votul oamenilor. Eu trebuie să am și să arăt oamenilor ce am făcut, fiindcă dacă schimbarea se va produce, așteptările vor fi mai mari decât la orice alt primar care a fost până acum. Parcă acum mai deci, mult ca niciodată, cum spuneți. Da, 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 da. Așa că pe de o parte va fi o onoare, dar și o responsabilitate foarte mare. Și încă un lucru pentru toți cârcotașii. Nu plec nicăieri. Dacă voi ieși primar, aici stau mult timp de acum înainte. Și așa și acum locuiesc aici și stau aici. Dar cu atât mai mult nu voi pleca niciodată din Piatra și voi face din Piatra perla Moldovei, așa cum am spus și mai devreme. Domnule președinte, la dumneavoastră nu trebuie decât să continuați. Eu ceea ce pot să spun despre Răzvan Cuc, să rămânem la el, este că este un om serios. Este un om care se ține de cuvânt. Parteneriatul pe care eu l-am avut cu Răzvan Cuc, eu în calitate de președinte al Consiliului Județean, Răzvan Cuc în calitate de ministrul al transporturilor,
a fost extrem de benefic pentru județul Neamț. Extrem de benefic pentru județul Neamț și o spun cu toată responsabilitatea. Ce pot să asigur eu, nemțenii, e că Răzvan este un om serios, un om extrem de capabil, extrem de muncitor și extrem de ambițios. Mie îmi place foarte mult când văd ambiție la oameni. Pentru că, domnule, bunicul meu mi-a spus o vorbă odată. Zice, bă, oamenii o să se uite întotdeauna la tine, la ceea ce ai făcut, la fapte. Să fii cinstit, să fii drept și să nu pleci niciodată privirea. Să poți să stai întotdeauna cu fruntea sus și cu spatele drept în fața oricui, în fața oricui. Și vorbele lui mi-au rămas întipărite bine în minte. Și asta vreau să fac aici la Neamț, împreună cu Răzvan, împreună cu colegii mei și eu în calitate de președinte al Consiliului Județean, să pot ca atunci când nu voi mai fi într-o funcție publică, să mă uit în ochii oricărui nemțean și să spun că m-am ținut de cuvânt și că ceea ce am promis am făcut. Eu vă doresc succes, cu voia dumneavoastră vom reveni acuși, pentru că nu de săptămâna viitoare, de pe 28, cred, de vinerea viitoare, da, suntem în ceea ce se cheamă campanie electorală. Până atunci eu vă doresc succes și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați găzduit. Și noi, ce să spun, completez celor de acasă că am stat de vorbă, stimați telespectatori, cu doi oameni care știu, care vor, care pot, parafrazez eu un prieten cu care mă întâlnesc mereu la ceai în fiecare zi de miercuri, și s-au dovedit, parafrazându-l pe domnul Arsenie, fapte nu vorbe. Și am văzut că această deviză, și am sfârșit-o și nemțeanul nostru, eu acum spun așa pentru că mă consider și nemțean, Răzvan Cuc. Încă o dată succes! Vă mulțumim mult! La revedere! Cele bune, stimați telespectatori! Ne mai revedem, nu? Mai venim la Neam și mai comentăm și lucruri care vor ține de polemica electorală și asta se va întâmpla curând. La revedere, numai bine! Încă o dată vă mulțumesc! Toate cele bune! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,